Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Aflat ieri în Vrancea, ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației Adrian Ioan Veștea a vizitat alături de președintele Cătălin Toma șantierul drumului județean 205E Vidra Vizantea Livez Câmpuri. Drumul județean 205E, un drum de mare importanță pentru infrastructura turistică a județului Vrancea. Bună ziua, dragi vrânceni! Iată că suntem și în situația în care să ne aflăm din nou la DG205E. Suntem la zona drumului județean care face legătura între Vidra, Vizantea, Livez și Câmpuri. Este un drum extrem de important pentru tot ceea ce înseamnă dezvoltarea acestui județ. Alături de mine am plăcerea să am pe domnul ministru al dezvoltării. Este ministru care a suportat, să zicem, această investiție din punct de vedere financiar. Avem constructorul, care îi mulțumesc. De asemenea, avem și directorul Direcției Tehnice din cadrul Consiliului Județean și, bineînțeles, primarul de la Vizantea Livez, care a avut o mare problemă anul acesta până s-a dat drumul la circulație. Dar vreau să spun că această lucrare a fost începută anul trecut, atenție, pe 17 noiembrie. Termenul de execuție este un an. Noi suntem cu un grad de execuție de peste 90%. Dar ce vreau să spun este că aici, unde suntem astăzi prezenți, pe data de 4 aprilie anul acesta, s-a surpat. După cum bine vă aduceți aminte, a fost o zonă extrem de mare afectată prin surpare. Iată că astăzi suntem în situația în care să avem și asfaltul pus și rigole și, nu în ultimul rând, aceste coloane sau piloți forați, cum se numesc, să nu greșesc, de 30 de metri adâncime. O să rog și pe domnul ministru, noi facem astăzi o vizită pe acest DJ, pe acest drum județean care, vă spuneam, este pe o lungime de 19 km, este o distanță extrem de mare, cu foarte multe probleme, dar iată că suntem în situația în care putem spune că avem o infrastructură reabilitată la standarde europene. Domnule ministru, da, mulțumesc în primul rând că sunteți aici, că sunteți cu noi în această zi. Și o să mergem mai departe și la un alt obiectiv important, și anume stațiunea din Vizantea Livez, unde o să avem și acolo o intervenție pe marginea lucrărilor care se desfășoară. Da, am avut la Vrancea. Bun găsit, am avut o întâlnire cu colegii noștri din administrația publică, dar de fiecare dată când merg în teritoriu, în județele României, nu pierd ocazia de a viziona o parte din lucrările de infrastructură care le avem implementare prin cadrul programelor naționale. Este un proiect extrem de important pentru această zonă și pentru județul Vrancea. Cred că unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură rutieră, ținând cont de faptul că văd că s-au turnat piloți forați la distanță destul de mare, la 32 de metri adâncime. Înțeleg că au fost aproape 2 km afectați de astfel de alunecări de teren. Felicit constructorul și în același timp îl felicit pe colegul meu, domnul președinte Cătălin Toma, care a fost ambițios și a reușit să implementeze un astfel de proiect care, dacă ar fi fost poate în altă zonă, l-ar fi abandonat de mult, fiindcă sunt și astfel de situații care se întâmplă în România, dar perseverența spune cuvântul și este o dovadă clară că doar cu voință, cu implicare și cu ambiție poți să duci la bun sfârșit proiectele. Mă bucur că am reușit să ducem acest proiect și să-l aducem în acest stadiu și în felul acesta locuitorii din aceste zone nu sunt vitregiți de acea calamitate care a fost pe data de 4 aprilie anul acesta. Da, și încă o dată să știți că acest drum face legătura între DN2D și DN2L, vorba de Soveja-Lepșa. Deci suntem în situația în care să ne ajute Dumnezeu să vină cât mai mulți turiști, au pe unde merge și să-l las pe Dragoș, dacă domnul primar al Comunei Vizantea Livez, dacă vrea să ne spună câteva cuvinte, după care mergem la următorul obiectiv. Domnule președinte, domnule ministru, pentru noi e o bucurie. Întotdeauna pentru noi a fost ținta și obiectivul a fost să finalizăm acest drum. Vă felicit pentru că v-ați implicat atât de tare pentru acest drum. În 2020 l-ați preluat și nu era nimic, de la reproiectare până la obținere de finanțare suplimentară, până la licitație și desemnare câștigători și astăzi suntem aproape de a recepționa acest drum extrem de important pentru noi. Mulțumesc tuturor că au răbdat, că ne-au înțeles și au fost de acord să închidem drumul perioada lucrărilor pentru a lucra cât de repede și cât de bine s-a putut și acum ne putem bucura cu toți împreună de această investiție extrem de importantă și extrem de mare, chiar la nivel național, nu doar la nivel local. Exact.
Să mergem acum și la stațiune. Urmează să ne și tratăm. Vă invit să mergem acolo. Luna august a fost cea mai aglomerată pentru echipajele serviciului de ambulanță Vrancea. Din păcate, se lucrează cu medici puțin, iar parcul auto este cam învechit. Există însă speranța ca în 2024 să vină mașini noi. Câte mașini de salvare aveți aici la stația asta din Bocșani? Ne referim la echipaje care lucrează în fiecare zi. Sunt 8 pe zi și 5 sau 6 pe noapte. Numai în Focșani și zona care o acoperă stația din Focșani. Plus mai avem încă 9 substații, avem Adjud, Mărășești, Panciu, Vidra, Năruja, Odobești, Regiu, Dumbrăveni, Dumitrești și Năneștiu. Peste toate astea sunteți dumneavoastră manager? Exact, da. Deci aveți ceva de lucru. Da. Dar spuneți-mi, domnule doctor, mașinile astea, așa, ca obiect, spun, sunt corespunzătoare? Ele sunt suficiente? Sunt corespunzătoare, nu sunt suficiente din cauza faptului că în momentul de față parcul nostru este destul de învechit. Și așteptăm cu nerăbdare încă un lot de mașini noi. Când le așteptați? Sperăm, poate la sfârșitul anului viitor, sau dacă nu, 94-95. În 2024 la sfârșit, este promisiunea cea mai... Este promisiunea cea mai optimistă care ni s-a făcut. Cea pesimistă este 2025, mai sigur. În ultimul timp s-a mărit numărul de solicitări, mai ales a fost întotdeauna luna august este o lună de vârf. Datorită faptului, da, începând de la jumătatea lunii iulie până cam la jumătatea lunii septembrie avem mult mai multe solicitări. Kilometri mai mulți, solicitări mai multe. Încercăm să facem față și să suplimentăm cu echipaje cât putem. Mai aducem de acasă, pentru că mai... echipaje. Da? Mai aducem și de acasă echipaje, să înlocuim, să mai mărim numărul în anumite zile când nu avem foarte mari. Și nu sunt oameni destui. Ne-ar mai trebui medici. Aici este o mare durere a noastră. Noi avem, în momentul de față, suntem angajați aici 4 medici, din care 3 sunt efectiv în câmpul muncii. Eu sunt manager, fac doar partea de gărzi. Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor, filiala Vrancea, au susținut zilele trecute o conferință de presă. Printre subiectele aflate pe ordinea de zi a fost acela legat de creșterea vârstei de pensionare a femeilor, cu care AUR nu este de acord. Al treilea subiect se referă la intenția PSD de a crește vârsta de pensionare pentru femei. De altfel, ce se întâmplă, muncim pentru a plăti pensii speciale până la 65, 68, 70 de ani. În vreme ce statele europene caută soluții pentru a asigura bunăstarea cetățenilor lor în contextul demografic și economic mereu și permanent în schimbare, guvernarea PSD decide să facă un pas înapoi. Nu ar fi, din câte vedem, ultimul. Creșterea vârstei de pensionare pentru femei reprezintă nu doar o încălcare a promisiunilor electorale, la câte promisiuni electorale s-au încălcat, ce mai contează, una în plus sau un minus, dar și o dovadă a incapacității de gestionare a bugetului de stat în mod judicios. De altfel, într-o epocă în care egalitatea de gen este în centrul atenției pe scena internațională, decizia PSD de a ridica vârsta de pensionare pentru femei pune în lumină negativă România. Acest lucru este și mai agravant, ținând cont de faptul că femeile în medii au salarii mai mici decât bărbații și fac față unui set de provocări unice legate de echilibrul dintre familie și carieră. În loc să caute soluții de optimizare a cheltuielilor și de combatere a evaziunii fiscale, guvernarea PSD, dacă vă mai aduceți aminte, alege să pună povara pe umerii femeilor, iar întrebarea firească care se ridică este: unde merg banii noștri? Răspunsul cred că îl știți și dumneavoastră. Către pensiile speciale. În loc să finanțeze programe de educație, de sănătate, de infrastructură, guvernul preferă să aloce sume importante pentru pensiile speciale.
Cea de-a 13-a ediție a Festivalului Folcloric la Muchia Bradului va avea loc duminică la ora 12 în comuna Nereju. Este ultimul eveniment care încheie seria de festivaluri folclorice organizate în acest an de Centrul Cultural Vrancea. Consiliul Județean Vrancea organizează prin Centrul Cultural Vrancea, alături de Primăria Nereju și Consiliul Local Nereju, a 13-a ediție a Festivalului Folcloric la Muchia Bradului, duminică 24 septembrie 2023 la ora 12, în comuna Nereju. Pe scena festivalului vor evolua ansamblurile folclorice Buciumașii din comuna Spulber, Spulberașii din comuna Spulber, Chipărușul din comuna Nereju, Cimpoierii din comuna Nistorești, Păltineanca din comuna Paltin, Comora Vrancei din comuna Năruja, Poarta Vrancei din comuna Vidra. La eveniment vor fi amenajate standuri expoziționale cu meșteri populari din comuna Nereju, respectiv Pavel Caba, tezaur uman viu cu instrumente populare, Șerban Terțiu, tezaur uman viu cu măști populare, Lenuța Terțiu cu țesături populare, Tudorița Lupaș, dogărie mică, Pavel Lupaș, instrumente populare, Marian Trifan, producător miere, stupina vânători. Invitații primăriei Nereju sunt ansamblul folcloric Țara Vrancei din Focșani, ansamblul Dor Transilvan din Cluj-Napoca și solistele Margareta Clipa, Cosmina Adam și Ana Maria Lăcătuș. Festivalul nărujean încheie seria de festivaluri folclorice vrâncene la care iubitorii de folclor sunt așteptați cu mare drag pe plaiurile județului Vrancea, promovând și conservând tradiția specifică fiecărei comune de a sărbători portul și cântecul, dansul și meșteșugurile locuitorilor săi. Se arată într-un comunicat al Centrului Cultural Vrancea. Pe 2 octombrie se vor efectua probele de presiune la instalațiile de căldură la abonații Enet. Astfel se va face încărcarea cu apa rețelei pentru perioada de iarnă. SC Enet S.A. Focșani anunță că începând cu data de 2 octombrie 2023 se vor efectua probe de presiune la instalațiile interioare de încălzire, încărcându-se rețeaua cu apă pentru perioada de iarnă. Reprezentanții Enet fac apel la clienților să se asigure că instalațiile proprii sunt în stare de funcționare și lucrările din interiorul imobilelor sunt finalizate. După data specificată anterior, societatea nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune produse în apartamente de apă din instalații. De asemenea, se face mențiunea că nu se acceptă decalarea termenului anunțat pentru nicio scară de bloc. Am făcut revizii la tot ce se putea face. Ați făcut? Da. Da. Am făcut inclusiv reparațiile capitale la cele două grupuri electrogene. Acum o săptămână am încheiat recau. Ce înseamnă recau? Reparații capitale. Așa, ca să știe oamenii. Da. Și avem totul pregătit. Deci începând, ați verificat? Da. Începând în data de 2 octombrie, umplem instalațiile. Noi am început să punem afișe pe scările de bloc ca fiecare care are, caloriferele date jos, că a vrut să văruiască, că a vrut să facă ce lucrări a vrut să facă prin casă pe acolo, să-și ia măsuri ca să nu se trezească inundații. Pentru că noi am spus, după data de 2, chiar dacă după prognoză se pare că și luna lui octombrie va fi o lună destul de caldă. Da. Dar după 15 octombrie, da, prognoza asta are și ea o marjă de eroare. După 15 octombrie începe să se răcească, în special noaptea, să ajungă pe undeva în jur de 10 grade și noi, așa cum ne-am obișnuit de-a lungul timpului să nu așteptăm să înghețe omul în casă, ci să asigurăm confortul. Vom da noaptea, chiar dacă ziua va fi cald, noaptea când va fi rece, noi vom da căldură. Cine are chef să nu consume, are posibilitatea să închidă de la subsolul blocului. Dar sunt foarte mulți care vor să aibă confort. În cazul unor defecțiuni, vă puteți adresa punctului termic din zona în care locuiți sau la dispecerat la telefon 0237-233-555. Se arată într-un comunicat al SC Enet S.A. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 15 și 17 grade, iar cele maxime între 29 și 31 de grade Celsius. Datele despre vreme punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Mulțumim pentru atenție, seară bună!